Dumnezeu! Bună seara și bun găsit la emisiunea noastră sportivă. Vă spun Marian Pușca și împreună cu echipa tehnică. Ne-am propus pentru acest episod să vorbim despre două secții cu foarte bune performanțe ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, secția de atletism și secția de box. Avem pe cei doi coordonatori acestor două secții. Vă rog să-mi permiteți să vi-i prezint. Lângă mine se află Augustin Iancu. Bună seara, Augustin, și mulțumesc pentru participare. Bună seara și vă mulțumesc că m-ați invitat. Nea Titi, rămâi alături de această emisiune în continuare și îți mulțumesc dumitale pentru prezență. Bună seara și bine v-am regăsit. În noul studio. Nu, ăsta e, să zicem așa, de avarie puțin până este, când dar e frumos, studioul de sus va fi gata cam într-o lună, am înțeles. Să începem cu Nea Titi. Nea Titi, din punct de vedere profesional, 2014, cum a fost pentru dumneavoastră? Pentru secția. Pentru secția de box 2014, poate a fost unul dintre cele mai performante, mai performanți ani de când s-a înființat secția de box la CSM Ploiești. Anul trecut am avut peste 15 campioni naționali la nivel de, la toate nivelurile de grupe, cadeți, copii, juniori, tinere și seniori. Și mai ales cu în toamnă am avut încrunarea acestor succesuri cu Biro Alberto, care e fi vicecampion european, la Napa, la Rușia acasă, unde după un meci extraordinar în care am fost felicitat de președintele Federației Ruse pentru felul cum acest copil după noi a câștigat, dar arbitrii sunt arbitri. Al 2-1 a fost decizia, am fost și culmea că am fost la Anapa, chiar acolo unde cu un an în urmă ai avut dumneata accidentul. Am avut accidentul la neplăcut și toată lumea, am fost invitat de onoare de cei din Federația Rusă să mă vadă în care și oască, s-a interesat foarte mult de situația mea de sănătate, cum mă simt și a primit că mă simt bine și a zis vrem să-l vedem la noi și am fost invitat la ei pentru acest campionat. Pentru mine a fost o întâlnire foarte frumoasă, mai ales că am fost și la medicul care m-a tratat cât am fost în Novorossiysk. Și e bine motorul, mi-a zis nu? Foarte bine, m-a luat, m-a pupat și mi-a urat să nu mai fiu atât de... Deci mai cumpătat. Tension, da, așa, mai, dar nu mai pot, cumpătat. Asta e de, temperamentul meu și n-aș ce face, ori totul, ori nimic. V-a recomandat sex în continuare, nu? Nu mi-a recomandat nu? să las mai moale. Păi e și natura. Regrete, Nea Titi? Regrete... Am regretat fiindcă mi-au plecat ceva sportiv care am muncit cu ei câțiva ani de zile și vă dați seama că n-am putut să le ofer o situație financiară mai mare, că deja suntem la început. La 15 campion național cât a fost cașcavalul? Băi nu, că, să știți că din cauza, de asta vreau ca politicul ăsta să ne lase un pic să ne facem, nu mai primesc acești copii la nivel de campion național. Campion, nimic. Nu primim niciun ban. Numai felicitări și diplome. Și da, restul și nimic de partea. Erau spartachiadele da, pe da. Vremuri. Pe vremuri când mergeam la turnei de astea și ne strigea domnul secretar general al... cum era cu... Secretarul... Prim secretar mă chema aici domnul așa, să trăiești domnul tovarășul Titi pentru rezultat deosebit de obținut, o strângere de mână și mult, mult... Succes! Succesuri în continuare. Uite, e același semn de întrebat. Cum a fost pentru secția de atletism de la CSM? Pot să spun că a fost chiar acum, înainte să vin la emisiune, am făcut un recensământ și avem medalii la absolut toate categoriile de vârstă și noi avem o grămadă de categorii de vârstă, deci începând de la copii de 7-8 ani până la seniori. Prin toate, absolut toate categoriile avem medalii. Sunt 42 de medalii obținute la club. 42 de copii medaliați. Felicitări. Regrete? Regrete acum ce să zic? Știu eu, lipsa unei baze adecvate de pregătire. Și câte medalii? 42? 42. Păi e un paradox.
Și de ce? Sunt alte cluburi care nu au atâția sportivi. Dar n-aveți, nu este o pistă de atletism în tot orașul, domne. Da, și cei de la federație ne felicită și ce suntem un fel de, se uită ca la un fel de relicvă vie, așa, nu își dau seama de unde apar. De unde apar și... Da. Cașcaval? Suferim de aceeași boală pe care o suferă și boxul și, în general, tot sportul. E o hotărâre, o hotărâre de guvern. Adică? Care a fost dată prin 2011 și sunt anulate orice prime sau premieri în sectorul bugetar. Și noi suntem victime colaterale ale sistemului. Și trebuie să ne... Dar sponsori pot veni să sprijine financiar activitatea de la... Pot veni, nu înseamnă că și vin. Deci nu le interzice nimeni, dar... Chiar și ei, dacă, să zicem, în cazul în care ar dori să vină, ar trebui refăcută legea sportului și cel care sponsorizează ar trebui să aibă și el mai multe facilități. Normal. Cum nu e afară. Fie. De exemplu, la noi din cifra de afaceri dai 20%, că procentul ăsta se duce, să zic, la cultură, la învățământ, medicină sau sport, e... Fiecare unde dorește să-l dea. Dar să aibă o facilitate, nu să-i fie și impozitat acei bani. Ce este 2%? Dă-i 20%. Da, mă rog. Ne-a trimis multe frământări în continuare în biroul federal. Ia dă-ne Club Zeamă. Nu înțeles că sunt doi vicepreședinți care au tăiat, o secretar general nu mai avem, Doru e singur și, după părerea mea, începe să fie cât de cât izolat. Dă-ne amănunte. Într-adevăr, așa s-au scris, așa s-au... vorbit, dar s-a liniștit că deja Doru este pe un drum extraordinar de mare, drum bun. Am găsit acum un sponsor pe parte medicală, un doctor nemț, care au făcut unii din tabăra adversă unele de discuții că ar fi făcut niște m-a trapat lucrul acest doctor, dar nu e adevărat. Astăzi s-a semnat contractul într-o conferință de presă făcută la București. De am văzut știrea. Președinte, foarte bun. Avem 5.000 de euro pe lună, atât timp cât președintele Federației Române de Box este Leonardo Rocca. 5.000 așa pentru euro. Bun, la tot boxul din țară sau numai pentru... Nu numai Federația Română de Box. Pentru Federația Română de Box, 5.000 de euro, care sunt niște bani. Or, 2 ani de zile de aici, când va mai sta Leonardo Roftei președinte prin funcția care a fost ales, el de către majoritatea cluburilor din țară, cred că sunt niște bani care intră foarte mulți în bugetul Federației Române de Box, iar cei care sunt contra, cei care au crezut că Leonardo Roftei nu face față și nu este în topul agreat de cei care, o parte din ei care vor să-l înlăture, se înșeală. Deja Doroftei este, cum să vă spun, avem secretar general al Federației. Numit de curând? De curând, de Leonardo Roftei. Este un băiat care a lucrat în cadrul cine era? Serierul Iancu Gheorghe. Domnul Sima era înainte, nu? Da, domnul Sima, acum e domnul Iancu Gheorghe. Sima așa de demisia a plecat. Și Vaștac, am înțeles. Vaștac n-a plecat, că a fost numai, cum să vă spun, o precipitare. Precipitare și în care vezi, doamne, că și Vasile Câte ar fi făcut tot la fel, că dacă pleacă Sima Gheorghe, pleacă și Doroft. Dar așa, la nivel de național, Doru e sprijinit de toate foarte secțiile. Mult, de toate secțiile țara am făcut, eu fiind și președintele antrenorilor din țară, am făcut un sondaj pe compropriu și în jur de 87% Doroftei este oamenii care îl vor la conducerea Federației Române de Box și cred eu că rezultatele care s-au obținut până acum, numai anul trecut, am obținut 19 medalii la campionate europene și mondiale. De același lucru vă luviți și dumneavoastră cu sala, dâns și n-au pistă. Da. Înțeles, la Izvoran vă duceți, nu? Nu, la București, la Landăbaraș. La Izvoran este al Comitetului Olimpic și acolo e mai greu de... Da? Da. E Nea Petrache ăla. Parcă nu? Președintele Comitet. Da. Este, Alin. Să mulează figura lui cu... Da. Alin Petrache, să știți că este un băiat deosebit. Da, dar eu am fost în clasă și vecin cu Tavi Belu și eu îl preferam pe Belu. Păi dacă nici omul ăsta n-a adus medalii și renume,
Eu pe ăsta n-am auzit de Petrache ăsta. Ce performanțe! A fost un sportiv foarte bun, care a iubit, a jucat în Franța, cluburile. Nu, neapărat, asta era un criteriu. Acum a fost alegeri. Așa, cu sala, ce să mai aude cu sala? Sala, mai stăm în sala de box acum, care ne pregătim acum până la 1 aprilie. Iar v-a păstuit noul parc? Nu, domnul a venit acum un nou președinte al Clubului Sportiv Municipal, domnul Nica Cristian. Cristinica, da. Un băiat de sport, un băiat e valabil, cum să vă spun. Fratele lui a fost boxerul meu, elevul meu, da. Campion național, deci tot într-o familie de sportivi. Băiat care cred eu că va merge sportul la ce se mai place foarte mult. Bun, și sala. Dar practic. Sala de box la noi este cam așa. Eu aș fi vrut să rămân acolo, dar din cauza unor sume mari de bani. Deci chiria prea mare. Prea mare, foarte mare, enorm de mare. Domnul primar ne-a amenajat o sală de box la stadion, o sală foarte bună, foarte... Foarte bună, credeți-mă, nouă din toate punctele de vedere. Acum trebuie să mai cumpăr un ring și vă voi uita. Păi lei pe ăsta. N-am cum că să este zidit în sală. Sare postamentul zidit. Luăm cu zidul, luăm cu tencuială, cu tâne. Da. Îl pui pe Bilă să vezi cum îl cară Bilă. Bilă îl place, îl duce în spate. Păi da. Nu, dar avem o sală la stadion acolo foarte bună. Numai că n-am tribunele acelea ca să dau domnul la o competiție și nu am masă pentru copii, nu am dormitor pentru copii, că eu am... O variantă neațită era blocul administrativ de la hipodrom, care, nu știu, mintea sănătoasă care o are ăsta, că vrea să-l demoleze. Nu era mai bine acolo? La stadion? Nu, la hipodrom. Păi, ce mă ducea să alerg cu cai? Nu zic. E sala acolo, e un bloc administrativ, da, mi se pare, are două etaje, are cantină, are dormitoare, așa are este, tot. Aveți dreptate, dar nu este... Nu era bine? Este, nu era, de ce să-l demolez? Nu e central. Nu, Mertite se referă că e departe de locul de antrenament. De locul de antrenament. Da. Aici erau, aici traversau un moment ideal, în care avea la un loc, deci copiii coborau din pat la antrenament. La antrenament. Masa, da, masa să fie lungă. Totul legat. Totul. Și aici sala asta de atletism la Petrolul? Va fi o de sală, la Ilioană. Da, va fi o sală foarte bună, lungă în primul rând, va avea peste 120 de metri, în jur de 125 de metri și vom face acolo probele care se pretează la această distanță, de exemplu sprint și garduri. Garduri. Nu se poate monta, nu se poate pune o groapă de săritura în lungime pentru că e la etaj și nu stadionul e construcția în garanție, nu se poate face nicio modificare. Nu se poate face modificare, deci noi am folosit practic acel loc gol care a rămas sub tribune. Aha. Dar nu avem cum să facem, să săpăm, să spargem betonul fiind și la etaj pentru o groapă de nisip. Dar oricum va fi un mare pas înainte. Față de cum facem acum, știu eu, pe zăpadă sau în ploaie, acum vom avea un loc al nostru. Și aici la București sunt condiții. Eu am văzut și știre, a dat TVR-ul știre. Da. Condiții cât am văzut eu, excelente. Da, nu știu de ce s-a făcut așa mare tam-tam. E vorba de exact aceeași sală care a fost și înainte, doar i-a schimbat suprafața. Înseamnă că e vopsea o prea nouă. Aia e. Acum e o sală, e aceeași sală vopsită altfel. Nu s-a schimbat practic nimic. Într-adevăr, e nouă. E o casă care a fost renovată, dar tot 180 și ceva de metri are pista. Tot. Deci nu e omologată internațional nici aia. În România nu avem niciuna. Nicio... Nu sunt culoarele, că știu de la culoare. Ea a fost inițial sală doar pentru de 60 de metri. Nu, așa erau pe vremuri. Sala e construită pe la sfârșitul anilor 60. Și atunci nu erau la modă sălile circulare. Pe urmă, când au apărut sălile circulare, a fost adaptată și aceasta de la București. Dar a fost adaptată în construcția de atunci. Și nu e... E turnanta ridicată, n-a fost loc să fie tură normală de 200 de metri. E o adaptare, oricum am luat-o, tot o adaptare normală. Ar trebui făcută în România măcar una, o sală competițională, omologată IAF. Când s-a demolat stadionul 23 august sau Ilia Manoliu, cum s-a numit în ultima vreme, era pista aia de tartan. Normal, nu? Era pista... Acolo el leagă în unor performanțe extraordinare. Eu la Dabalaș.
Acolo a făcut 1.91 și recordul ăsta la înălțime a durat vreo 10 ani până când tot ea l-a îmbunătățit. Avea Iolanda Balaș, a avut primele 14 performanțe. Mihaela Peneș cu Sulița. Da. Lia Manoliu. Lia Manoliu. Viorica Viscopoleanu, am avut niște... La 6 olimpiade a fost. Record foarte greu de egalat pentru un sportiv să se ducă la 6 olimpiade. Și medaliată la 3. La 3, da. Și aur la 1. Ce vremuri, ce vremuri. Natizia, avem 3 secții de box în Ploiești, deci râs că nu știi ce urmează. Da, 3 secții. Deci Competu, Petrolul și CSM-ul. Dom'le, de ce nu vă uniți, dom'le? Multă lume întreabă. De ce nu ne unim? Da. Dacă ne-am unit, n-ar mai fi concurență. Și nu s-ar mai scoate. Păi da, dar n-ar fi produsul finit mai calitativ? Nu. De ce? Și așa e. Așa întreb, nu... Nu, produsul fiecare, cum să vă spun eu, aici dacă s-ar uni, n-ar mai fi dorința să performeze. Deci eu boxez cu alu Titi, alu Moroiță sau alu cei de la Compet. E bine. Nu cred că la box există termenul de plafonare. Nu. Păi acolo e performanța în primul rând. Performanța în primul rând. Dar eu sunt pentru rămânerea așa cum de fiecare. Cum să fie, fiecare cu parohia lui. Cu parohia lui. N-am treabă cu Petrolul, n-are treabă cu CSM-ul, fiecare avem performanțe, ne întâlnim în boxă, așa ne dăm mâna, asta e... Respectând proporțiile, cumva, cum ar fi să se unească Staua, Dinamo și Rapid, să fie să produsul finit mai bun. Asta e. Mai e concurența asta mare, asta este. Concurența mare se face din muncă, orgolii și... La CSM, pepiniera, școala sportivă, nu? Da. Ia dă-ne și te rog amănunte. Ei au acolo, au doi antrenori care se ocupă de copii. Mai au, în primul rând, mă scuze, mai au sediu? Că știu că se demolează pe acolo, vis-a-vis de tineretului, unde aveau ei sediu administrativ. A rămas acolo sediul lor și, practic, activitatea o au tot în curte, unde pe Milcov. Aha, la bază, unde era tot, la bază, da. Acum da. 30 de ani sau 50, da? Așa se numea. Ce la acum bază. 15 ani, 16 ani, până să facă construcția. Și sediul lor administrativ în continuare acolo ești, dar au și clădirea de acolo din centru, unde au rămas sălile de forță, sălile de judo. Domnilor, cum vedeți chestia asta? Eu, după părerea mea, e foarte bine. Se va introduce șahul în școli. De ce nu să introducă, știu eu, și o oră de atletism, o oră de box, o oră de tenis? Cum vedeți treaba asta? Neatitii. Eu aș vede foarte bine, adică... Adică să mai plece copiii ăștia de la calculatorul ăsta. Pe timpul din urmă, toată Dacia era cea mai importantă pentru sportul român. Era un izvor de talente. Acum, cu noua revoluție spre democrație, s-a dus la groapă acest tineret. Dom'le, nimeni... Nu mai fac o mișcare, nu mai au alergare. Dacă îi scoți din casă, încep să plângă că el doare burtă, îl doare capul, doare picioare. Eu sunt de părere că acești copii obligator să aibă 3 ore de educație fizică pe săptămână. Pentru a avea o societate sănătoasă. Dar și cu un cadru calificat. Cadru calificat. Iar sporturile acestea de care spuneți dumneavoastră, atletism, box, judo, handball, vol, să fie introduse în școli, că de aici să fie comasate. Să fie clasă comandată de box, judo, atletism, volei, astea sunt cele mai importante pentru noi, fiindcă vom avea și copii mai mulți, vom scoate performanță mult mai mare. De ce spun treaba asta? Fiindcă copilul merge la școală, vine la antrenament, profesorul dirigint, dacă ținem legătura directă cu dirigintii, cu profesorii, a venit la antrenament, a venit la ore, asta este. Și copilul trebuie să știe că merge la școală, de la școală merge la antrenament, de la antrenament merge acasă. Să aibă un traseu al lui, să nu se oprească, pleacă de la școală, să oprește în bar sau în altă parte. Să duc în... Știți dumneavoastră cum sunt copiii. Acum, referitor la șah, toți iubim șahul, ne place, și eu joc cu foarte mare plăcere. Dar nu trebuie confundat șahul cu sportul. Deci șahul dezvoltă anumite calități. Da, dar e disciplină sportivă. Zic eu. Este tot calculator.
Deci tot stă, nu am mai... înțeles, dezvoltă mintea. Static, nu, dar e în același, deci pot să, dar de ce își pot să pun în loc de tablă, în loc de tabla fizică de șah, putem să jucăm la același monitor. Deci nu ridic copilul de pe scaun. E adevărat, e static, dar eu așez... am zis că să promovează o disciplină sportivă în școală. Eu mă gândeam tendința să fie să îi ridice de pe scaun, nu să-l așeze la alt birou. Am înțeles. Tot o formă de statică este, nu... Nu stimulezi mișcarea. Acum am auzit că e șac prin corespondență. Păi e de mult asta. Păi da, și va ieși campionatul. Deci tot la calculatul ăsta. E de mult, da. E de vreo 70 de ani. Să... Nu, dar mai nou există acum... Nu, a vrut, Netite a vrut să se refere la șahul ăsta, sunt competiții online. Deci se așează la calculator și joacă din România cu Guatemala. O chestie din asta. Și de-aia... Deci meciul tot la calculator, n-am mișcat copilul. Nu ne-am atins scopul. Nu, dar zic, de exemplu, alte discipline sportive, da? unde se poate face mișcare. Dar să fie ceva organizat. Ar trebui, dar nu știu în ce măsură permite programa școlară. Nu cred eu că la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerul Învățământului nu sunt oameni care să gândească pentru viitorul tineret, pentru viitorul acestei societăți. Că dacă avem o societate de tineret, tineri din acestea care nu fac mișcare, nu merg pe stadioane, nu merg în cursuri din astea, de cross-uri din astea, o să fim mai târziu, cu timpul va fi o sunt predispuși bolnavă. Să devină pacienți. Da. Deci banii pe care nu i-au dat pentru sport, îi vor da pentru sănătate. Și decât că va fi și disconfortul acela. În loc să avem omul sănătos, să-l avem bolnav, dar tot cu banii aia. Asta e un lucru foarte grav. Nu sunt oameni care să înțeleagă. Zic acum că, domnule, ați venit cu teorii noi. Nu veniți cu teorii noi, vechi, din astea învechite. Nu e adevărat. Pe timpul dumneavoastră știți bine. De aceea, pentru mine, domnule, a fost un mare izvor. Dar atunci am plecat și eu spre marea performanță, zic de mine. Cam tot în acela. Am alergat la cross-uri, era cross-uri școlare, la Bariera București, făceam cross-uri. Era o selecție foarte mare și foarte de acolo mare. Apare și succes. Doamne, ce frumos! Mai era o chestie foarte bună când dascălii veneau în școli. Și acum de exemplu, ne-a venit odată cineva de la Bănciulescu, era turnul de parașutist, adică unde e acum. Da. Băieți, mi se pare că am dat 3 lei, parcă ne-a ridicat cu cercola până sus. Unul din clasă de la noi s-a dus în continuare la parașut. A venit altul de la scrimă, de la petrolul, nu mai țin minte cum îl chema, și ne-a zis, băi, vreți să veniți la scrimă? Toți băieți, și da, că mâncam sportul, toată clasa a mâncat sportul pe pâine, așa era generația noastră, așa a fost. Ne duceam acolo cam 50 de minute, și după aia o jumătate de oră ne lăsa să jucăm fotbal de scurs pe Ilioană, pe gazon. Toată clasa a mers acolo, nu mai mi-a rămas mie prea multe în cap, decât cu salutul și pe planșa aia. Deci veneau, te căutau. Dar acum... poate din 50 de copii rămâneau 2. Păi asta era și... Din câți v-ați dus 50. Da. Apoi venind de la 30 de școli câte 50, rămâneau 2. Din aia 60 cât rămâneau, făceau performanță vreo 6. Gusti, și mai e și o chestie care eu am spus-o și o repet. Dom'le, e și dezinteresul celor care conduc sportul pe plan local și îmi pare rău să nu se supere pe mine. Au niște panouri la Direcția de Tinere și Sport. Domne, să spune și el programul, domne, vineri, sâmbătă, duminică, cum era înainte. Da, da, da. Unde te duci? La sala sporturilor, Olimpia, dacă nu joacă Asesoftul, că noi am dat bani să facă sala de basket, numai Asesoftul are voie să joace acolo, ușile din față sunt zidite, sunt închise. Copiii vin, trag de ușa, nu e nimic, pleacă. Pleacă, așa este. Că nu, că dacă nu joacă Asesoftul, nu se deschidă ușile astea, se intră prin spate. Și cei de acolo anunță, nu mai călcați pe parchet, că se duc oamenii și la cealaltă tribună. Păi e corect, nu e corect? Nu este corect. Fiindcă... Avem și noi un amărât de patinoar, nu știu care, deștept, l-am străinat. Păi el a fost făcut din banii noștri, nu pentru copiii Ploieștiului. Și ar trebui acolo copiii Ploieștiului să patineze gratuit, nu contractul. Ceea ce spuneți dumneavoastră acolo, aici, pot spune și eu, de sala de box care e unicată în țară. Unicată în țară, acea sală în care să și boxează, să fac și antrenament, să fac spectacole, să absolut spune spectacole. Dar mi-a furat para. Mi-a zis prietenul nostru, Sorin Georgescu, că mă ia la box, dar uite,
Ți-a furat para aia. Mi-a furat așa, într-adevăr. Păi ai adus para, că vreau să mă reîncep. O aduc înapoi, am alta. Am adus acum din Roșia, am adus altă pară. Așa. Da. Și zic eu că sala aceea, dacă ar fi fost cei de la conducerea sportului de la noi din Prahova, deci DSU, ar fi făcut demersul așa, ca să o ia sub ordinea lor, acea sală ar fi rămas unicată în Ploiești. Pentru Ploieșteni, nu pentru Titi Tudor sau pentru... numai pentru Ploiești. O singura sală de box din România este pentru, făcut pentru box, unde avem casă, masă, sală de antrenament. Și dormitoare. Și, da, și, deci am zis dormitoare, cantină, sală de antrenament. Deci în același loc. Puteam face un centru de excelență. Puteam face multe. Păi, dar ce se mai au de Costa Olimpic? Centrul Olimpic am vrut să-l facem la noi, dar n-am avut condițiile necesare, fiindcă această sală, dacă nu mai este a mea, nu mai e a mea, a Ploieștiului. Nu poți garanta cu baza materială. Nu pot garanta cu dacă garanta cu baza materială și rămâneam acolo, aici aveam cel mai puternic centru olimpic. Știu că e un proiect frumos, dar a primit un ferozou Adrian Moroianu, să facă un centru olimpic pe la Bărcănești, pe acolo. Da, e de mult discuție, știu. Acolo... Nu e păcat, pe la DN1, aproape de Otopeni, imediat în 20 de metri au ajuns sportivii. Adevăr, se pare un pic utopie, am văzut și eu proiectul ăla. Și? Eu nu l-am văzut, si. Eu am văzut ce mai ne-a zis domnul Moreanu când a venit la emisiunea mea? Sau? Da, deci proiectul este senzațional, dar nu cred că e în stare Bucureștiu să facă așa ceva. Deci... E vorba de zeci de milioane de euro care ar trebui venite de undeva. Și nu suntem... Ploieștiul cel puțin nu... Și niciun oraș din țară. Am convingerea că în momentul ăsta nu îl poate face. Nu poate susține acel proiect. Două stadioane cu bazin, cu săli de jocuri, și multe toate la un loc. Da, e terenul. Proiectul terenul există. Înseamnă că nu aparține de Ploiești, nu. De Bărcănești. Da, deci era proiectul făcut pentru Bărcănești. Ceea ce spuneți dumneavoastră acum de acest proiect, eu împreună cu Leonardo Roftei, am făcut prima școală de box la Bărcănești, la Bărcănești, unde acum am și copii, o generație, două generații au terminat liceul, au plecat, deci am avut două generații de copii care i-am adus și au avut acolo dormitoare, au avut sală de sport, cantină, școală, în aceleași curte, extraordinar de bine. Dar, vedeți, noastră, n-am avut condiții ca să-i suplimentez cu masă cu asta. Se pot da. Să consumă. Să consumă. Eu nu foloseam decât masa, cantina școlară. Nu dădeam suplimente. Dar, vedeți, noastră, că trebuie... Dar pe vremea dumitare cum era? Pe vremea mea? Da. Eu mai avem două minute și... Pe vremea mea, vă spun, când am venit în Ploiești, ca să fac box, eram elev la chimie și vara, ca să nu mă duc acasă la Sălcile, de unde sunt eu, rămâneam în Ploiești. Nu la Ciorani? Nu, la Sălcile. La Sălcile. Lângă Ciorani. Și luam de un leu pâine și un burcan de tocană de legume și mâncam și făceam două antrenamente pe zi. Și dormeam în sala de box. Mi-a plăcut. Într-adevăr, eu nu iau pe nimeni să facă ce am făcut, dar mie mi-a plăcut și am făcut, tatăl meu spunea, unde sunt în competiție, sunt coru, eu eram la Ploiești, făceam antrenamente și box. Asta mi-a plăcut, asta a fost viața mea. Deci de asta vreau și copiii care, acum deja am început să le facem... Dar satisfacția care a fost mai mare în atitii, când ai luat prima medalie sau când te-a făcut pionier? Nu, pionier se făcea cu la grăma de acolo, haide! Vrei, nu vrei, te făcea pionier. Când am ieșit prima dată campionul României, așa, credeți-mă, la mine în comun acolo era un felcer, nu mai știu cum îl cheam, așa. Și m-a făcut, aveam poză mare, iar acolo era, aici de la Prahova, Flamura Prahova, așa, un articol, după 14 ani de zile, Ploieștiul are un nou campion național de box, juniorul Titi Tudor, originat în comuna Sălcile. Mamă, tot... Ai luat tot tirajul. Nu, ai tot, cumpărat nu, tot tirajul. Tot, nu, că s-a... Erau abonamentele. Și tot comuna, să zicem, mamă, a ieșit băiatul lumea Sorin. Dar asta a fost. Tinerețea frumoasă. Ne oprim pentru cel mult 5 minute, puțină publicitate, știrile sportive, pe scurt, făcute de colegul meu, Adi Făgărășanu, și revenim.
Ne așteptam la un război și este normal să se întâmple așa, o spune basketbalistul care a înscris cel mai spectaculos coș din acest sezon al basketului românesc. În ultima secundă a sfertului 2, Levi Siarto a reușit o aruncare senzațională chiar din propriul teren. Siarto a spus că a avut un flashback în momentul aruncării care i-a amintit de coșul primit în ultima secundă, acum 4 ani, când au pierdut titlul la Cluj. El le-a recomandat fotbaliștilor de la Petrolul să fie uniți și curajoși dacă vor să bată Steaua după 11 ani. Randamentul lui Marius Runcauskas îl recomandă ca jucătorul momentului la CSU Asesoft. Runca a marcat 22 de puncte, fiind iarăși cel mai eficient basketbalist al meciului. Flowers, Lee și Cooper au fost alți remarcați în duelurile cu trioul stelist Amis, Iconic și Baraci. La această partidă, Dado Arnautovici i-a lăsat deoparte pe Hayes, Pot și Labovici, acesta din urmă fiind afectat de situația în care s-a aflat. A profitat Burlacu, el fiind dornic de un astfel de derby. Pe viitor, Burlacu vrea ca echipele ce vin la Ploiești să fie însoțite de suporteri, ca aceștia să-i provoace și pe fanii ploieșteni. Fostul său coechipier, Virgil Stănescu, a recunoscut superioritatea campioanei, dar susține că și Steaua putea câștiga. De data aceasta, albaștrii s-au revanșat după eșecul din tur și au revenit în fruntea clasamentului, și pentru că roșalbaștrii au un meci mai puțin disputat. Visul american este celebru în toată lumea și pentru Sonny Mustivar șansa de a-și întâlni idolul din fotbal poate fi o șansă unică. De aceea a ales să joace în Major Soccer League, primul campionat al Americii, unde din vară va juca și Steven Gerrard, legenda lui Liverpool. Mustivar spune că mijlocașul englez este idolul său și vrea ca din vară să-l înfrunte în campionatul nord-american. Însă Mustivar a ales să plece din această iarnă în Statele Unite. Internaționalul haitian a refuzat să spună numele noului său club până când nu va ajunge peste ocean să semneze noul contract de joc. Mustivar a fost astăzi la stadion să-și rezilieze contractul cu Petrolul. Francezul regretă plecarea și nu va uita niciodată perioada petrecută la Ploiești cu suporterii extraordinari ai Petrolului. El mulțumește clubului că l-a înțeles și i-a dat drumul să înceapă o nouă aventură. Pentru Mustivar, cea mai frumoasă amintire rămâne câștigarea Cupei României în 2013, iar ca momente neplăcute, ratarea calificărilor în grupele Europa League, dar și în finala Cupei de anul trecut. Sonny Mustivar este ultimul mohican care părăsește Petrolul, el fiind cel mai vechi jucător de când echipa a revenit în prima ligă. Mustivar a jucat 3 ani pe Anail Ioana, timp în care a strâns 94 de partide, a marcat de 3 ori și a purtat banderola de capitan al echipei. Da, am revenit în aceeași componență. Lângă mine se află antrenorul Augustin Iancu, coordonatorul secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal. Lângă domnul Iancu, maestru sportului Titi Tudor. Antrenor emerit. Și antrenor emerit. Așa, prea multe la Titi. Și fost pionier cu comuniștii, cum ai stat? Am stat bine, să știți. Da? Da. A fost și comunist. A fost și comunist. Dar n-a fost membru de partid. A, e mai bine așa. Membru simpatizat? N-am fost. Așa, hai să ne îndreptăm puțin atenția și spre, mai mult de data aceasta, spre secția de atletism de la CSM Ploiești. Primul rând, cam cât și sportivi legitima sunt, hai să o luăm așa, ușor. Avem cu totul vreo, cred că în jur de 90. 90. Da. Pe, cum așa ne-ai spus, pe mai multe toate categoriile de vârstă, copii, cum sunt acolo, copii 3, copii 2, copii 1. Să luăm, copiii 3 au vreun concurs național? Bineînțeles, au campionate deci naționale, da, da. Yeah. Și avem medalii la toate categoriile. Am înțeles. Deci 90 de copii. Hai să-i știm și pe colegii tăi. Bănuiesc că toată treaba asta nu poți să o faci de unul singur, nici, nu? Nici de cum. Sunt ajutat foarte mult de, sunt soții Maria și Florin Andrei și Robert Munteanu, care este și inspectorul de educație fizică al județului. Am înțeles. Și programa școlară vă încurcă un fel sau... Școala e aceeași care e de foarte multă vreme, ori dimineața, pentru ei cei care învață dimineața regulă, au antrenament după amiază, cei care învață după amiază au antrenament dimineața. Și să duc la București ăștia micuții? La București mergem doar cu cei care sunt mai măricei
Și acolo, în ziua când se merge la București, atunci au și scutire, îi trebuie să-i scoatem de la școală, pentru că nu putem să... Atunci trebuie cumva să îi luăm pe toți. Și nu am... Poate eventual cei care învață dimineață... Și că mai sunt directori care nu acceptă sportul. Eu știam pe cineva, era un fost fotbalist și nu, de la Chimia Braz, nu... Omul avea meci, era în divizia B, dar nu vrea să vă... Mai sunt anumiți directori sau dirigenți care... Așa. Nu înțeleg că asta e chiar o obligație inclusiv a lor să vină în întâmpinarea elevului care face sport. Dar, per total, nu sunt probleme mari. Nu sunt probleme. Care ar fi, și rog pe colegul Marius, deja să vă dea dumneavoastră celor de acasă și imagini. Am selectat și noi cât am putut din arhiva noastră. Câteva imagini și rog pe domnul Iancu să vorbim și pe imagini, să luăm așa cu vârfurile. Unde sunt vârfurile în toată secția de atletism? Acum avem, da, acum îl avem în imagine pe Gabriel Bitan. Marea speranță a atletismului românesc, românesc, nu? Da, da. Am înțeles șapte, nu știam, să fiu sincer, domn profesor Bolteanu mă ține la curent, da. 7.50. 7,50 m. Și recordul, asta știam eu, 8,90, nu? Recordul de seniori. Da. El a sărit 7,50 când avea 15 ani, nu la juniori. Aule. Deci el era junior 2 primul an și a luat medalie la tineret, deci mai mari cu cei cu... A concurat cu cei cu 8 ani mai mari ca el. Are 2 metri? Nu are 2 metri, nu trebuie să aibă neapărat 2 metri. Are 1,80 m și 1 și 2. Niște calități absolut ieșite din comun. Așa. Nu mai gândiți-vă la 15 ani să bați... contracandidați de 22 de ani. Excelent. Da. Deci sună urât, dar este chiar un accident. Nu, așa ceva nu... Și la vârsta lui n-are concurență... În lume. În lume? Da, deci nu se ții recorduri... Și am înțeles că e bucureștean și prin slăzărnele dumitale le-a adus aici la noi, nu? Da, acum trebuie să recunosc că am abuzat de prietenia mea cu tatălui și amândoi părinții lui sunt foști atleți. Tatălui a fost coleg de generație cu mine. Și l-am adus fără să ne coste nimic. Un copil care... Și face naveta sau? Nu, noi facem naveta. A, da, că el să rămâne în București. Da, da. Și vorbim de un copil care ar fi dorit de orice club, nu din România, din lume. În atletism nu se înregistrează recorduri mondiale la juniori de categoria 3, de exemplu. E regulă. Dar pe categorie... Dar deci nu se ține ca și, nu e socotit ca și record mondial, dar el are cea mai bună performanță mondială din toate timpurile la copii de 13 ani, de 14 ani și de 15 ani. Îi dea Dumnezeu sănătate și... Da, deci la junior 3 el este recordman mondial, nu, recordurile încep să se contabilizeze doar de la junior 2, dar ca și performanță nimeni niciodată, nici american, nici ruși, nimeni n-a avut performanță ca a lui. Bravo, bravo. Mă și bucur. Recunosc că și eu merit, am abuzat de această prietenie mea cu tatăl. Păi mai, Gusti, mai abuzează prin țară, că nu e. Oricum, nu vreau să vă laud și nu o fac, să zic, gratuit, dar CSM-ul Ploiești tinde și mă bucură să devine cel mai important club sportiv din Ploiești, în timp. Și cred că timpul ăla nu e prea... Chiar cred că a devenit. Eu cred că asta nu se spune. Suntem cel mai important. Lăsând fotbalul la o parte. Că acolo... Păi nu, dar vorbim de un club multisport și este... Da, acolo fără fotbal. Da. Dar am înțeles că și CSM-ul își va forma o echipă. Deci din juniorii Petrolului în campionatul județean. Dar din vară. Nu din juniorii Petrolului, chiar din juniorii, că noi avem și la CSM, avem fotbal toate categoriile și chiar vârfurile care se ridică. E Burtică, Manolache, prietenii mei. Și acum suntem în sală. Da, este sala înainte de renovare. Asta sunt imagini de anul trecut. Aha. Din sală. În afară de săritura în lungime, mai avem și o ștafetă bună. Mai avem mai multe ștafete bune. Deci... Care concurează, am înțeles, la întrecere de senioare. Da. Ia de neamă. Avem... La 4-100, 4-400. A fost așa, 4... Am început în primăvară. A fost pentru prima dată organizat... Se organizează, începând de anul trecut, campionate mondiale de ștafete. Și sunt ștafete de 4x200. Cum 4x200?
au devenit ștafete neclasice astea și se face separat un campionat mondial de ștafete și apar în plus față de ștafetele clasice de 4x100 și 4x400, mai apar 4x200, 4x800 și 4x1500. Și se țin, anul trecut s-au ținut în Bahamas la Nassau și anul ăsta se vor ține tot acolo. Și normal, fiind campionat mondial, a trebuit să fie și un campionat național aferent acestor noi probe. Și asta a fost doar de seniori. Dar la și... clasica ștafetă, cea mai spectaculoasă aia, 4x100. La 4x100 cât avem... e timp? Timpul nostru sau recordul mondial? La mondial îl știu, băiat. Îl știe băiatul, 40,82. La fete. La fete, da, normal. Da. Și la noi, fetele noastre au fugit undeva în jur de 45. O, 5 secunde e cam mult. Păi... N-avem nicio negresă. Aha, au ăștia ceva, ăștia fulinginații ăștia au viteza în sânge. Da, păi... Și în afară de... mult timp până o să vedem un alb într-o finală olimpică. La sută. Din România? Nu, sau? De oriunde. Păi stai așa, era Borzov ăla, domnule, rus. Păi deja Borzov are 70 de ani acum. Păi, era și am apoi și era, dar era. Nu mai atunci. Petro Menea, la 200. Sigur că campion da. Olimpic. Hai că ai cu mine, că vorba aia, am făcut la atletism. Mondial, am făcut la atletism. Dar au trecut vremurile alea. Pe vremea aia... gardurile. Gardurile după ce? După fructe, după astea. Până s-au prins africanii că e pâine de mâncat, pe vremea aia nu concura Nigeria, nu concura Ghana, nu concura Namibia. Și acum noi trebuie să vedem ce atleți au apărut din țările astea, din Namibia, Frankie Fredericks, cel care a venit pe... Are record mondial la 200 în sală, un record absolut ieșit din comun, 19-90, la 200 de metri în sală. Și este cel care a avut ghinionul să fie în umbra lui Michael Johnson. Și chiar și, deci și la rândul lui, și el a coborât sub recordul lui Pietro Menea în finala olimpică de la Atlanta, 96. Dar la Menea parcă a murit. A murit acum un an. Nu, 2013, da. Recent. Bun, deci avem săritură în lungime, avem ștafete. Ce mai avem noi așa de vârf? Sprint. 60? 60 și 100. Cum stăm la astea? Păi avem un campion balcanic tot la sprint pe Costin Homiuc, dar tot așa, la 4x100 în proba de ștafetă, bronz la Balcaniadă. La campionatele naționale a luat locul 2 în sală la 60 de metri. Mai avem 400 de metri care e tot sprint, e sprint prelungit. Avem la junioare... Cum e asta? Adică cum prelungit? Adică 400 de metri nu e nici semifond, nu e nici... sprint curat. Păi fondul nu începe de la 800 încolo? Semifond. Ăla semifondul. Semifondul e 800-1500, fondul... De la 3000 în sus. 5000 deja, ăla e fond. Și avem la 400 de metri pe Andreea Neagu, care a luat 2 medalii de bronz anul trecut. Așa. Pe Alexandru Burcea, care a ieșit vicecampion național la Junior 1. Și... avem un copil de care o să auziți cu siguranță multe lucruri de acum încolo. Este o sportivă de-a doamnei Maria Andrei. Se numește Andrei Rebecca. Este absolut ieșită din comun. Prin ce? Prin rezultatele pe care le are. Este un fenomen. Efectiv un fenomen. Îmi cer scuze că nu pot să-mi amintesc. Trebuie să contabilizez la câte competiții a participat ca să spun câte titluri de campionare. Deci n-a bătut. Bun, aici e cam foame la CSM, cu toate că n-ar trebui să fie. Dar la nivel național nu e nimic de acolo. Tot diplomă și plachetă. Da. Acolo le ia cu felicitări și mai multe. Dar nu e foame la CSM. CSM-ul se supune legilor. Legile-s date de acolo, n-au voie să dea. Nu, așa este. Nu sunt toți pe aceeași lege. Nu CSM, că nu se bugetare. Încă o dată spun, ce-au făcut comuniștii pentru sport, ăștia democrații, ăștia nici 2400 nu o să facă. Adevărul este că politicul ăsta ne-a distrus. Că distrug sportul, așa, de la ei pleacă. De la ei pleacă. Păi dacă dau dintr-un altfel, am cer scuze. Citeam în Gazeta Sportului de astăzi, campionatele, Cupa României la patinaj artistic,
se va ține la sfârșitul acestei săptămâni, unde credeți? La Sofia. La Sofia. Pentru că noi nu avem un patinoar să organizăm Cupa României. Păi, măi, doamna ministră și madame Tocana aia, sau cum o cheamă, subsecretar de stat, dați-vă demisia ta. De ce mai stați? Dacă nu sunteți incompetente, nu puteți să organizați pentru patinatoarele cele mici o competiție în România. Am citit interviul ăla cu președintele Federației de Patinaj Artistic, un arecare Ciocan, parcă Ciocan o cheamă, sau nu, Ciobanu, și a spus, avem datorii la patinoarul cu tare, avem, în București nu mai există, pe atunci ce facem, tată? Da, haideți să vă informez eu și mai bine. Informat. Păi, noi discutăm liber, nu acuzăm. Am fost ultima generație care a participat la campionate, sunt unul din ultimii medaliați ale campionatelor naționale de bob care s-au ținut în România. A, și acum, Bobi, am înțeles, doi boberii de la... Campionatele naționale de bob se țin în Austria. În Germania au câștigat acum ceva din... Da, o etapă de Cupa Europei. Și la Sanie și la bob. Și nu avem o porție de bob în toată seara. Păi nu, dar haideți să vă zic și reversul. Până când prietenul meu Savin, să trăiește, drăguțule, primarul din Bușteni face treaba aia frumoasă, un fel de bază pentru sporturile de iarnă la Bușteni, o frumusețe, ne-a arătat aici planurile. Să ne ducem în Austria, am înțeles că două fetițe de la clubul sportiv... Dar știți că e mai ieftin să stea în Austria decât în România? În Austria sau în Germania? Păi face omul și minicoțăr acolo. Deci nu știm, nu... să-l facă întâi să avem cu ce compara. Eu sunt convins că cum e primarul Savin din Bușteni, mai puțin sunt în țara asta. Adică, în primul rând, dau chemare pentru sport. Și da, foarte am bine. Văzut mai că... ales acolo fiecare săptămână... Mari sportivi au fost primit 5 ani de onoare. Ludor i-a dat? Da, i-a dat. Și lui Diacon. Păi și atunci ce mai... Fiecare săptămână se întâmplă ceva bun la Bușteni, domnule. E un om de oseb. Am crezut că joi acum încep zilele orașului Bușteni. Mergem cu toții, da? Mergem cu toții în gașcă, că ne primește domn primar. Așa, mă scuz. Nu e nicio problemă. Campionatele naționale de patinaj viteză se țin la Inzel în Germania. Iarăși este mai ieftin acolo decât în România. Cum, domnule, să n-ai, adică dacă și cum aveam... Austriecii tot în Germania se duc. De exemplu, la patinaj viteză. Austriecii se duc tot în Germania. Cehii tot în Germania. Deci e mai ieftin să ții sportivii acolo decât să întreții un patinoar. Un patinoar generează niște costuri enorme. Și dacă nu este subvenționat, nu devine pagubă. Enorme, domne, că îmi țin minte că mă uitam când eram mic la hockey iarna și spunea ăla că în Leningrad, în anii 70, când juca vestitul Boris Maiorov, hocheistul, și era Tretiac în poartă, da. Și Victor Tihonov, vestitul antrenor de la Ruși, că eu am ținut cu ruși, îmbrăceau, frații mei țilea cu cehii, așa că ăștia era. Astea erau cele două echipe care se băteau pentru titlul mondial. Și spunea, în Leningrad erau în anii 70 1000 de patinoare, domn. Și noi n-am... Iar era tot Leningradul patinoare. Noi n-avem 1000 de sportivi. No. Ce? Neatiti, vorbim și de cantonamentul pe care boxerii dumneavoastră l-au susținut în frumoasa stațiune Cornu. Da. N-am mai fost acolo, să fiu sincer, de vreo 7-8 ani când mă duceam să observ acolo, avea o echipă, era un vic acolo care era un fel de... Așa este, într-adevăr am cu niște condiții deosebite pentru pregătire la Cornu. În primul rând, hai să o luăm cu începutul. Mai există pod? Că de asta n-am mai mers noi acolo, că s-a dărâmat podul ăla, nu știu cum. Oho, nu mai e. Podul e făcut de mult. A, e făcut nou. E normal. Și condițiile care sunt la Cornu pentru mine sunt deosebit de bune. Cum ar fi? Am sală, hotel, masă, chiar lângă, aproape. Cum vrei dumneavoastră, să fie acolo în ogradă, să lege una de alta. Una de alta. La 2 metri de hotel am sala de sport. Acolo, cu câți sportivi ați plecat? Am plecat delegația. Cu 20 de sportivi. Numai, dar am plecat cu 20 de sportivi. 20 am avut pe ei. Și am mai luat încă 3 pentru... Bill a fost, nu? Bill a fost cu mine. Leontin? Nu, ei sunt în grupa de la Petrolul. Noi avem, pentru mine, să vreau să vă spun că un lucru deosebit care am făcut, am pus să-l duc și pe Ilie Iulian lângă noi,
campionul european și la box profesionist și care va boxa în continuare pentru noi, să-l aduc în sală, să-l țină acolo ca să poată să predau ștafeta pentru boxul la noi din Ploiești, un băiat tânăr lângă de Bilă, perspectivă... lângă Bilă, Părlogii Adrian, cum zice Bilă, un băiat care vrea să facă și el... Să rămânem la condiții, deci da. Condiții excelente, extraordinar de bune, ne-am pregătit foarte bine, vineri și vine la ora 16:30 și sâmbătă la ora 11 vom avea două meciuri de verificare cu cei de la CSM unde se va Craiova, disputa la noi la peste Traian Vuia, sala U Petrom. Vom avea două gale de box foarte, zic eu, puternice, în care va boxa și Biro Alberto, vicecampionul european, va boxa și cei care vor merge la campionatele la Cupa României la seniori, stângă Tudor Georgian, sportivi care vor merge cu mine la, la Cupa României. Avem în martie avem campionatele naționale de juniori, unde acești sportivi care au fost cu mine în cantonament vor susține meciul de verificare pentru a intra în forme. Face... Să rămânem la cantonament. Da. Numai băieți au fost sau și fețele? Că știu am că și fac fete. Am început o nouă secție de box feminin. De ce am spus? Câte componente sunt avem până acum? Trei, deocamdată avem trei sportive. Și cum le-ai împericat în cazul nu. Cum? Nu cred că e fericit nu. Termen. O fată, o fată care face box este cu... Nu, este, a stat cu fratele ei. Așa. Da. Și la dorința părinților, bănesc. Bine, părinții. Părinții așa. N-am decât o singură fată care a stat cu frate său în cameră. Restul au fost mai sportiv. Dar atâta disciplină, o disciplină extra, n-am avut probleme. Copii educați, mai ales. Nu, în primul rând n-am avut niciun fel de probleme. De ce nu sunt competiții și pentru boxul feminin? Sau sunt, dar sunt rare. mai mici, că nu sunt atât de exemplu, mici. Cea mai mică componentă la secția nouă? La noi are 14 ani. Și astăzi au venit încă două fete ca să înscrie la boxul feminin la noi la CSM Ploiești. Sunt fete de aici, de lângă Brătășanca, o comună acolo, care sunt eleve la liceul de, in, ăsta, economic și vor să facă box. Deci văd că cât mai multe fete vor să bată. Vor foarte să facă bine, sport. Foarte bine. Să pregătesc pentru viața de familie. La familie. Acum și... asta, dacă învață să bată sau învață să încaseze. Mamă, o fată din Negoiești care bine atât. Deci sunt fete de astea care vor să facă. N-am noi le învățăm să fugă. Ce să facem? Trebuie, dacă a devenit sport olimpic, boxul. Foarte bun. Credeți-mă, o masă bogată. Au mâncat oameni de acolo. Și ouă. De tot am avut, de la Cornu. De la domnul... De la Adiță? Adiță. Am zis că dă și pe listă. Da, fac. Are caiet, nu? La poartă, la caiet, ei țări la cuou, la te-ai semnat. La coada cu o zeu. La numărat. Nu, deci am avut și consiliu. Eu merg acolo de 11 ani. Să vorbim puțin și de prietenul meu. Gata, vorbim. Nene Alex. Da. Ion care Alex, salut cu cel mai mare respect. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Sănătate. Primul, că avem și noi, trebuie să ne mândrim. Primul vicecampion olimpic. Așa, deci două medalii am luat noi la Olimpiadă. Prin dânsul Ion Alexe, în 72 parcă, și Doroftei. Și Doroftei. Și Nicolae Linca, aur. Nu, noi ploieșteni. Prahoveni, da. Doroftei a luat două medalii la Jocurile Olimpice și ale... Vorbim și de Rio. Am avut, cum să într-adevăr, Ploieștiu, vorbesc ca box, ca boxer, a fost unul dintre cele mai bune în ultima perioadă, dar păcat că nu mai avem copii la sală din cauza acestor calculatoare, acestor asase vieți din acestea care sunt din ce în ce, îi duc cât se poate de jos. Discuții, discoteci, baruri, credeți-mă, eu adun copii care vin pe intersecții, care stau și dăm și spun, uite, îți dau acum. Vorbim că dumneata aveai o inițiativă frumoasă, bănuiesc că continuă, la Câmpina. Da, adunați niște copii. Da, așa este, am avut niște copii e, de e urât să spui copii la străzi. Nu, dar... Mai ai, așa, mai defavorit, să zic. Defavorit, credeți-mă, am... Și ai băgat la box. Acum am înțeles că ești pe la... Am adus acum... Florești, pe la... Am la Băicui, am de la... Bărcănești,
nu de la Bărcănești, de la Dumbrava, Drăgănești, Mizil, am trei din Mizil, situații deosebite, care stau în cantonament acolo și datorită condiții care mi-a sigur cei de la CSM, a fost și Guste acolo, mâncare pentru ei, merg și eu iau mâncare cu mașina de la mine, de la cantina de la 1 mai. Mă duc și iau, le dau mâncare, stau după antrenament, le dau mâncare. Mi-a zis de unde ai bani, tata. Nu, mă ajută nu. Și... Mai sunt alții care te văd din Imo și da. Ai avut și rezultate da. Și... Și cei de la CSM Ploiești, conducerea asigură o dinamită. O masă pentru 16 copii, pentru a le da acestor copii. E un lucru minunat. Un lucru minunat. Credeți-mă, nu fac decât pentru ei, că termin antrenamentul, după aceea merg la școală. Și merg la școală și sunt copii foarte, dacă vedeți, săraci. Mâine de ăștia vin, domne. Ăla care a stat cu perlița la fund tot timpul, ăla nu face efort. Într-adevăr, așa ăla este. Nu, ăla fuge de efort. Boxul e sportul oamenilor săraci. Dar și sportul în general. Și sportul în general, ce să mai... Suntem... Da. Ne oprim pentru ultimul moment publicitar și revenim peste 5 minute cu ultima parte a acestei frumoase emisiuni, spun eu. Da, am revenit și suntem în ultima parte, cu aceeași componență normal. Neațiții Tudor și Gusti Iancu, doi dascăli, să zicem, în sport, la Clubul Sportiv Municipal. Vorbim puțin și despre viitor, mai mult așa să zic. Putem vorbi, că la anul sunt Jocurile Olimpice de la Rio. Da. Ia zi, Neațiții, ce speranță avem noi? Avem... Că mai bine de 50 de ani așteptăm o medalie de aur. Da, așa este. Că am luat și noi o singură medalie de aur prin regretatul Nicolae Linca în 56 la Merbo. Ar trebui... A fost dorul de dor foarte aproape. Asta este. Dar cred eu că avem ceva copii deosebiți. Avem pe Tudor Georgian la categoria 52 de kilograme acum, care deja s-a transferat de la Petrol. N-am făcut 2 ani de zile și a... Georgian? Auto, nu, Tudor Georgian, băiatul care a fost cu mine la lot și a luat locul la campionatele mondiale din Kazahstan, aha, Almata, în 2008 și a avut ceva divergențe cu cei de la Petrolul, n-a mai boxat 2 ani de zile, l-am reluat la mine, în fine, și un băiat de viitor acum, mai avem pe stângă Roberto, Jugan Gheorghe, care sunt băieți tineri, să sperăm că va face ceva la campionatele, la Cupa României pentru a fi selecționat în lotul. Și la să zic, la nivel de țară, numai pugiliți la nivel de țară avem, CSM, care au, speră la o medalie de aur din țară, așa. Din țară avem pe Juratoni Bogdan de la Dinamo București, care este în APB-ul în cele, și Nistor, tot în APB de la IBA, o versiune în care poate boxa și la semiprofesioniști și poate boxa și la amatori. Pentru da, jocuri. Merge așa? Da, deja s-au dat voi. Fiindcă cei de la AIBA a dat posibilitatea celor care au boxat la profesioniști până în 20 de meciuri, au făcut boxat 19 meciuri, să pot reîntoarce la amatoriști ca să poată să participe la Olimpiadă. Deci e un lucru deosebit. De ce au făcut treaba asta? Ca să poată să nu mai fure cei de la versiunea asta WBC, WBA, IBF, să nu mai fure sportivi de la amatorii, să le treacă la ei, să le dea bani mult, să pierd foarte mult sportivi. Așa, în cadrul acestor versiuni din cadrul AIBA, pot să rămână să boxeze cât mai mult timp și să reprezinte și la amatorii și la profesioniști. Da. Și sunt deosebite condițiile care le s-au asigurat acum la APB, unde boxează Nistor Vasile de la Bacău și Jurătorii Bogdan. Sunt în niște grupe care pot să bat acum pentru calificări la Olimpiadă. Cu șanse mari are Nistor și mai puțin, dar nici nu e imposibil, da. Jurătorii Bogdan. Să mai organizează campionatul mondial de juniori, parcă anul ăsta sau la anul la Brăila, parcă era. Nu, campionatele europene vrea să fac anul acesta Brăila prin versiunea lui Câtea și a lui Sima, fără să implice Federația Română de Box. La noi și aici. E așa.
Iar Leonardo Roftei le-a dat girul să organizeze dacă nu implică Federația Română de Box cu absolut nicio cheltuială, fiindcă anul trecut când a făcut această campionate europene feminine, așa, a zis că vom avea un câștig de cel puțin 40-50 de mii de euro și am rămas într-o groapă de 40 de mii de euro în care Leonardo Roftei este... nu știe cum să facă ca să acopere acest... Păi tot Obrej a organizat și aia? Nu, Sima, finul lui. A, e clar. Aștia aici... nu sare departe de pom. Ei au vrut să facă ceva, într-adevăr. Dar, domnule, hai să facem ceva ca să fie și benefic pentru păi, noi, în primul rând... Bene. Și acum s-au ridicat că vor să facă campionatul european de tineret la Brăila. Și numai cu cheltuia la brăilenul. Dar eu cred că sunt sceptic când spun treaba asta, fiindcă nu știu dacă... Cum naiba sportul ăsta amator, adică boxul amator, duce lipsa acută de finanțe, să zic, și uite, mă uit la Edi Irimia. Dom'le, cu local combatului și cu... Dom'le, sala plină, într-adevăr, aici, că l-am avut la emisiune, da, imediat după ce a organizat gala de anul trecut. Da. Așa, săracu, a fost sala plină și s-au vândut 200 de bilete. Nu vă spune. Dar nu-mi pare rău că sunt ploieștean, am crescut de aici, de aici am plecat. Da, mă bănesc în București, la Iași, la Craiova, sunt sările pline. Da, iată rețetă și... Ăsta cum adună bani de la sponsor? Adună bani de la sponsori, de la primării, de la consilii județene, prin reclamă, prin asta. Eu am crezut că vine împreună cu sportivii. Nu. La un primar, dacă nu vrea să dea primarul, ia la film. Nu, dar cred eu că vedeți, mie, eu nu vreau să n-am nimic cu sportul ăsta local combat. Să dai și cu piciorul și cu... Mie nu-mi place aia în cușcă. Da, aia în cușcă. E foarte bine, fiecare se... Dar să știți că traumatismele, traumele care le suportă organismul sportiv, care sunt de 10 ori, nu știu câte ori mai mari decât la box. Și periculos. Și foarte periculos. Că mă dă un picior în falcă, cum? Poți să-ți fisurezi de maxilar. E greu. Domnul, fiecare să facă exact... Da, la America Wrestling, ăla... Ala e comedie. Ala e o comedie, și o comedie mai mare. Așa, și când țipă... Dacă vă uitați acolo, nu o să vedeți sânge niciodată. Niciodată, da. Dar nu mă uit, aia nu-mi place. Nu pierdeți nimic. Dar oricum, americanii așa sunt cam papagali, așa, că umplu sările. Nu, dar să știți, eu tot merg pe boxul... Clasic. Asta este singurul sport care, nu numai pentru mine, și atletism, eu am făcut și atletism, la primul meu sport care m-a făcut a fost atletism. Am câștigat... Fugeai după tren la gara. Primul sport al tuturor e atletism. Nu, am fost estimat la atletism, la școală, la 1 mai, am participat la două cross-uri de asta. Ai văzut că e obositor? Școlare. Și am zis, domnule, aici e de fugă, mai bine fug în rest, stau aici. Asta... Speranțe pentru Rio la nivel național și dacă... La nivel național avem... Noi care cât de cât am scos nasul acum vreo 20 de ani cu semifondul. Am scos și cu semifondul. Acum 20 de ani, de exemplu, acum 20 de ani, să considerăm acum 23 de ani la Barcelona, da? La Barcelona am luat argint prin Alina Stafei. La Stafei la... La înălțime, la înălțime, da. Apoi prin a fost Gabriela Sabo. Merinte? Doina Merinte a fost înainte, a fost în 84. Doina, bine, la 84 la Los Angeles, aia a fost aparte, Olimpiada aia. Păi am ieșit pe locul 3, când au venit pe medalii, n-au venit toate țările socialiste. Am fost doar noi și sârbii din blocul estic. Păi ții minte, când am dat deschiderea, da. Și știu când a intrat delegația României, tot stadionul s-a ridicat și a început să aplaude. Da. A fost o mișcare bună făcută de noi. Ceaușescu a fost un om extraordinar pentru când a făcut treaba asta cu plecarea. A făcut și Universiada. Da. În 81, parcă. Deci a fost un câștig. Să revenim. Așa de-a lungul timpului tot am avut. Acum însă... Iar suferim de aceeași boală a tuturor din cauza lipsei bazelor materiale. Normal, au fost ceva mai puțini sportivi și sunt ceva probleme. Avem speranțe, avem la înălțime, avem pe Daniela Stanciu, care dacă face un anumit progres intră în cărți.
Avem două săritoare în lungime, una din ele este chiar junioară, pe Marincu și pe Alina Rotaru, amândouă sar foarte bine. La fel, acum rămâne să vedem ce se va întâmpla în anul olimpic, pentru că atletismul e un sport destul de imprevizibil, orice accidentare te scoate din circuit. Probleme cu dopajul, nu știu, chiar nu... Ba da. Da, în toate sporturile sunt probleme cu dopaj. Nu, zic la noi. La noi deocamdată nu, dar nu știm când apar. Și în general sunt probleme la... La box nu se fac. Ba da, știi ce mai fac? Mai au furantele de astea pentru slăbire forțată și care au niște componente care îi scoate din... Da, acum că vorbeam de box mai devreme, cu campionate mondiale, păi la box nici nu mai știi cine e campion mondial. Că, de exemplu, sunt atâtea versiuni, atâtea campioni europeni, avem vreo 20 de versiuni, nu mai știi. Toți sunt campioni europeni, campioni mondiali. La noi e unul. E un campionat mondial odată la 2 ani, urmează să fie... Acum este un an foarte important pentru atletismul mondial. Este anul preolimpic și... Grand Prix-uri, multe... Sunt Grand Prix-uri, dar e campionatul mondial în august. Da? Unde da. Se va ține? În niciun caz, în România nu. Nu. Ne-am liniștit, așa? Nu pierdeți. Trebuie să vă luați un bilet mai lung. Aoleu. Dar mi se pare că e în China, la Beijing, mi se pare că e campionatul mondial. E clar. Dacă e acolo, mătură China tot. Natiti, am cules și o informație, nu știu dacă e adevărată. Să răspund sau nu? Nu, altceva. Înțeles că s-a ținut la dumneata un concurs pentru cel care bate gongul. Ia dă-ne amănunte. Da, într-adevăr, așa este. Am avut și a ieșit... S-a dat concurs? Da, s-a dat concurs pentru... Cine bate gongul la gale. Da, adică așa, Remi unde, mai... Remi unde e? Remi... L-ai pensionat pe Remi? N-a mai putut veni, a avut probleme mai... Nu știu, n-am putut. Și ar trebui să, ca la gala aceea de box care a fost sâmbătă... Să găsești o soluție de compromis. Acum aia a fost o selecție pentru gala de vineri și sâmbătă. Aha. Și l-am găsit pe Sorin Georgescu. N-am auzit de cine e asta? E un fotomodel. Am fotomodel e domnul Georgescu? E deja un băiat destul de bun, îmi place de el. Întâmplător și colegul nostru din presă. Nu am știut. Așa? Și bate așa de frumos încât are o rezonanță. Are o eleganță în mișcări? Da, știți, exact ca și cum... De cu mistria pe perete, știți? Să treacă în nomenclatoare meseria gonger. Neatiții și cei de vârsta noastră știu. Erau filmele alea cu Norman Wisdom. Da. Venea și tot așa, dar spărgea tale rola mare, ții minte? Da. Așa începeau filmele cu el. Da. Și Cașcaval cât e? Bănuiesc că e o profesie destul de periculoasă. Dar să știți, e o strângere de mână. Aha. O gustare și o... A, deci nu-i meserie, e hobby. Atât, e un hobby, un hobby. Dar cine vrea să vrei frumos, stai în față. Am înțeles. Dragii mei, atât a fost pentru astăzi. Vă rog să permite și numele dumneavoastră să le mulțumesc celor doi invitați pentru prezență. Peste aproximativ cam 14 minute, principalul buletin de știri al acestui trus de presă, iar de la ora 20:30, titanul inegalabilul Victor Preda vă așteaptă la emisiunea lui, din nou un invitat deosebit în persoana managerului Spitalului Județean, domnul dr. Alexandru Băloi. Deci, pentru pagina medicală aveți ce vedea și bănuiesc veți urmări cu plăcere emisiunea lui Victor Preda. Peste o săptămână intrăm și noi în linia dreaptă cu fotbalul, abia aștept. Dar cu politica fotbalistică? Nu, avem, vom discuta, așa cum ați văzut, mi-a mai părăsit un petrolist, un imusivar, nu-mi pare rău că a plecat de la petrolul, pentru că și-a făcut cuprins o țință datoria față de acest club. Mai puțin sunt alții care s-au dat mari petroliști și nu știu cum să fac să care mai repede. Da, asta e. Bun, ne vedem peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune, rămâneți pe Valea Pracovei TV. Noapte bună!